Salutare, salutare! Astăzi vreau să vorbim despre uleiurile naturale și beneficiile mai mult sau mai puțin cunoscute pe care le au acestea. Fie că vorbim de aromaterapie, uz extern sau intern, vă arăt 10 uleiuri naturale care nu-mi lipsesc din casă și cum le puteți folosi pentru a vă bucura din plin de proprietățile lor. Să începem cu primul, uleiul de mentă. Printre beneficiile mele preferate ale uleiului de mentă este că taie pofta de dulce. Dizolvați câteva picături în 200 de ml de apă și poate fi aliatul vostru de nădejde în cazul în care vreți să stați departe de tentațiile dulci o perioadă. Datorită proprietăților antiseptice, este foarte util când vine vorba de îngrijirea dentară, pentru că acesta combate germenii și menține sănătatea dinților. Amestecați o linguriță de ulei de mentă cu puțină pastă de dinți și aplicați pe dinți și pe gingii. Uleiul de jojoba va deveni cel mai bun prieten al cuticulelor voastre. Aplicați pe mâini și masați ușor cuticulele. Nu uitați că acestea nu trebuie stăiate. Funcționează perfect și pentru călcâiele crăpate sau uscate. Aplicați-l în fiecare seară și veți vedea rezultatele după câteva zile. Uleiul de argan ajută la restabilirea pH-ului natural al pielii și are proprietăți hidratante și microbiene. Ajută la diminuarea iritațiilor pielii și, folosit de femeile însărcinate, previne apariția vergeturilor. Se poate folosi și intern și facilitează digestia. 4. Uleiul de scorțișoară. Dacă aveți probleme cu grețurile și răul de mașină, puneți câteva picături de ulei de scorțișoară și ghimbir pe o batistă și inspirați profund, vă veți ameliora starea în câteva minute. Tot prin inhalare luptă și împotriva durerilor de cap. Băut dimineața, în combinație cu apă fierbinte, miere și lămâie, întărește imunitatea și vă oferă energie. Folosit cu un ulei purtător, cum ar fi cel de cocos, tratează erupții cutanate și acne, pentru că are proprietăți antimicrobiene. 5. Uleiul de migdale dulci. Este perfect când vine vorba de scraburile naturale. Amestecați o linguriță de zahăr sau de mălai cu una de ulei de migdale dulci, masați, clătiți și pielea voastră va rămâne catifelată și netedă. Poate fi de ajutor pentru a atenua ochii umflați și cearcănele, iar mămicile îl pot folosi pentru a masa sânii pe perioada alăptării, pentru că hidratează pielea și o hrănește în profunzime fără a avea contraindicații. 6. Uleiul de oregano. Este foarte bogat în antioxidanți, așa că uleiul esențial de oregano este eficient atunci când vine vorba de combaterea problemelor cauzate de elementele nocive ale organismului. Câteva picături puse într-o oală cu apă fierbinte fac minuni pentru tratarea infecțiilor sinusale. Dacă inspirați aburul, poate fi administrat intern pentru copii în cazul infecțiilor parazitale. Uleiul de ricin este printre preferatele mele încă de pe vremea în care eram adolescentă. Aplicat seara pe gene și sprâncene, ajută la creșterea acestora și le conferă un aspect sănătos. Este recomandat și în măștile pentru păr aplicate la nivelul scalpului pentru că stimulează creșterea părului. Reduce vizibilitatea cicatricilor dacă este folosit pe o perioadă mai îndelungată și poate fi un excelent balsam de buze. Uleiul de cocos este printre cele mai populare uleiuri, având o mulțime de beneficii. Poate fi folosit pentru uz extern, fiind excelent pentru hidratarea pielii. Se poate folosi ca mască, tratament pentru părul degradat sau pentru calmarea iritațiilor pielii. Este perfect și pentru înlocuirea untului sau uleiului de floarea soarelui din prăjituri și folosit la gătit pentru că dă o aromă nemaipomenită preparatelor. Uleiul de lavandă. Pe lângă mirosul încântător, uleiul de lavandă are și numeroase beneficii pentru piele, oferindu-i elasticitate și luminozitate. Amestecați cu puțină miere și o lingură de zahăr și masați tenul ușor, apoi clătiți. Tratamentul cu ulei de lavandă este foarte bun și în cazul în care aveți probleme cu mătreața sau căderea părului. Pregătiți-vă o mască din ulei de lavandă și migdale și masați scalpul. Lăsați amestecul să acționeze câteva ore, apoi spălați. Pentru copii se poate aplica direct pe piele în cazul arsurilor, cicatricilor, iritațiilor sau înțepăturilor de insecte. Și ultimul, uleiul de eucalipt. Este recunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii, antibacteriene și antiseptice și vindecă rapid rănile, tăieturile sau arsurile. Este foarte eficient împotriva mușcăturilor de insecte și poate fi folosit chiar și contra păduchilor, pentru că îi distruge fără a afecta scalpul și pielea. Nu se recomandă să fie înghițit de copii, dar este excelent dacă îl puneți în apa în care faceți baie
sau dizolvați câteva picături în apă caldă în camera copilului, pentru că ajută în ameliorarea problemelor respiratorii, precum tuse, dureri în gât, nas înfundat sau congestie nazală. Dragii mei, toate uleiurile pe care le-am folosit în acest video sunt de pe Vitamix.ro. După cum știți, eu sunt adepta unui stil de viață sănătos, iar pe Vitamix.ro puteți găsi produse de la mulți producători cu standarde de înaltă calitate. Aștept să-mi spuneți într-un comentariu ce uleiuri folosiți voi și pentru ce. Nu uitați, apăsați pe clopoțel ca să fiți siguri că primiți toate filmulețele mele. Dacă v-a plăcut filmulețul de astăzi, dați-mi un like dacă v-a plăcut. Și mai mult, share-uiți-l cu prietenii voștri. Vă pup!